Multă pace, sănătate și o după-amiază plăcută cu ajutorul lui Dumnezeu. Vom studia înțelepciunea autentică în manifestările ei multiple. Vom învăța ce înseamnă și cum putem deveni înțelepți. Și ce înseamnă înțelepciune venită de la Dumnezeu. În lumea noastră, fără doar și poate, există mulți oameni cu capacități intelectuale puternice. Unii dintre ei sunt chiar geniali. Dar asta nu înseamnă înțelepciune, cel puțin în accepțiunea cuvântului lui Dumnezeu, a felului în care cuvântul lui Dumnezeu definește înțelepciunea. Sunt inteligenți, sunt geniali, au un intelect puternic, dar nu neapărat sunt înțelepți. Cei mai mulți dintre acești oameni inteligenți în felul lumii, folosind o expresie consacrată, în felul lumii, Biblia vorbește de o anumită înțelepciune a lumii, nu recunosc pe Dumnezeu, deci nu văd că la baza tuturor lucrurilor există un creator, un susținător, nu recunosc lucruri esențiale și valoroase care trebuie făcute în această viață, în timpul acesta scurt. Unii dintre ei sunt lipsiți de scrupule, au caractere josnice, iar inteligența este folosită în rău. Tocmai de aceea cuvântul lui Dumnezeu nu este de acord că tipul acesta de oameni sunt înțelepți. În această temă vom vorbi despre adevărata înțelepciune și felul în care se manifestă ea. În realitate avem nevoie de înțelepciune. E foarte importantă înțelepciunea, atât de prețioasă este încât ar trebui să umblăm după ea ca după mărgăritare, ca după o cumoară ascunsă. Ar trebui să fim dispuși să facem orice posibil ca să intrăm în posesia ei. De unde provine ea? Sigur, când vorbim de înțelepciune, ne gândim cum am putea să o găsim, de unde am putea să o luăm, cum o putem dobândi. Iov 28:12, o întrebare consacrată, dar înțelepciunea unde se găsește, unde este locuința priceperii? Unde o găsim, nu unde mergem ca să devenim înțelepți? În primul rând ar trebui să ne uităm în jurul nostru, ar trebui să ne uităm la creația aceasta extraordinară. La lumea făcută atât de frumos, la lucrurile uimitoare care ne înconjoară, la o natură superbă, la universul care e atât de mare și atât de frumos conceput. În Ieremia 10:12, dar El a făcut pământul prin puterea Lui. A întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. Când vezi în jurul tău, capodopera este însăși omul, acest corp extraordinar, această minte, nu, cu care suntem dotați. Când ne uităm în jurul nostru, trebuie să ne dăm seama că toate sunt făcute cu înțelepciune. Este imposibil să nu vezi ingeniozitatea, capacitatea extraordinară de a face lucrurile cu scopuri atât de bune, atât de frumoase, nu? În spatele creației este ceva extraordinar de înțelept și acesta este Dumnezeu. Noi vedem lucrarea Lui și în felul acesta, sondând această lucrare, ajungând să avem de-a face cu taine atât de adânci, cu lucruri extraordinar de bine plănuite, atât de ingenios făcute, ne dăm seama că în spate este o înțelepciune creatoare. Este un maestru designer care a reușit să le facă atât de frumos. Pavel spune, Roman 16:27, a lui Dumnezeu care singur este înțelept să fie slava prin Iisus Hristos în veci. Iar Daniel, care sigur a fost și el un om înțelept, unul dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit pe pământ, capitolul 2, versetul 20, Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descopere ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Atât Pavel, care prin inspirație a scris mai mult de jumătate din Noul Testament, din cărțile Noului Testament, cât și Daniel, nu? Care a primit revelații deosebite până în timpul din urmă, doi oameni foarte înțelepți recunosc faptul
ca lui Dumnezeu, care e singur înțelept, să fie slava. Înțelepciunea vine de la El. Și Proverbe 9:10, înțeleptul Solomon, el spune că începutul înțelepciunii, deci dacă vrei să începi să fii înțelept, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu, temerea de Dumnezeu și știința sfinților, de priceperea. Când începi să-L recunoști pe Dumnezeu și să ai respect și reverență față de El, față de ce spune El, față de autoritatea și de cuvântul Lui, începi să devii înțelept. De-abia atunci începi. Când intri și mai mult în cuvântul Lui, devii și mai înțelept. Atâta timp când nu-L recunoști pe Dumnezeu, care e la baza tuturor lucrurilor, factorul creator, forța creatoare, nu? Înțelepciunea Lui uimitoare, când nu recunoști nici măcar acest principiu, nici nu poți să spui că ai început să fii înțelept. În Deuteronom 32:6, pe Domnul răsplătiți astfel: popor nechipzuit și fără înțelepciune, nu este El oare Tatăl tău care te-a făcut, te-a întocmit și ți-a dat ființă? Observați cum admonestează un popor, cum îl numește, nechipzuit și fără înțelepciune. De ce? Nu-L recunoaște că Dumnezeu e Creatorul care te-a făcut, te-a întocmit, ți-a dat ființă. Cum te poți numi înțelept când Cel care te-a dus la existență nici măcar nu-i recunoște existența și aportul, nu? Ești un popor nechipzuit și lipsit de înțelepciune. Citim în Isaia 11:2, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Duhul lui Dumnezeu este Duh de înțelepciune, pentru că Dumnezeu este singurul înțelept. De la El vine înțelepciunea. El este izvorul, El este sursa înțelepciunii. Iar Duhul lui, prezența lui, Duhul lui este mijlocul prin care înțelepciunea îți este dată. Citim în 1 Corinteni 1:30, și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, agentul creator, agentul prin care Dumnezeu a făcut toate lucrurile, inclusiv pe noi, El a fost făcut pentru noi înțelepciune, este înțelepciunea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Coloseni capitolul 2 spune că în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Iar Hristos ne-a fost dat nouă. Problema că oamenii nu-L primesc pe Hristos și nu primesc în felul acesta nici comorile de înțelepciune. Cine îl primește pe Hristos nu doar va fi mântuit, va fi înțelept. În realitate, nu poți să fii mântuit dacă nu ești înțelept. Trebuie să fii înțelept să dobândești mântuirea. Acum, dacă Dumnezeu e sursa înțelepciunii, dacă Duhul Său cel Sfânt e Duh de înțelepciune, Duhul prin care ai insuflat scrierea Bibliei, cartea care este descoperirea gândurilor lui Dumnezeu, este cartea înțelepciunii. De aceea, prieteni, avem la dispoziție o fântână a înțelepciunii, iar trăirea în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, cu principiile și legile acestui cuvânt, este școala înțelepciunii. Cu cât trăiești mai mult principiile cuvântului Dumnezeu, cu atât devii mai înțelept. A doua Timotei 3:16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și asta înseamnă prin Duhul Său transmise. Oamenii, mințile oamenilor au fost inspirate de Duhul lui Dumnezeu, dar Duhul lui Dumnezeu este Duh de înțelepciune. Toată Scriptura este insuflată și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune. Scriptura este de folos ca să dea, să te facă înțelept. Și vom vedea ce înseamnă să fii înțelept, pentru că studiem despre manifestările diverse ale înțelepciunii autentice. Ea se manifestă foarte frumos. Deuteronom 4:5, iată, v-am învățat legi și porunci, cum i-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi, vorbindu-se de toate aceste legi, și vor zice, acest neam mare e un popor cu totul înțelept și priceput. Neamurile urmau să fie uimite, impresionate și vor spune, poporul acesta e cu totul deosebit, cu totul înțelept. Ce-l făcea înțelept?
trăirea de acord cu aceste legi și principii. Când mă gândesc că o parte din creștinism se împiedică, se potignește în legile lui Dumnezeu, în principiile lui Dumnezeu, spun nu mai sunt bune, sunt anulate, sunt trecute, sunt expirate. Păi noi ne luptăm împotriva lucrurilor care ne-ar face înțelepți. Aceste principii trăite, asimilate în viață, ne-ar face un popor cu totul înțelept și priceput. Sunt principiile eterne ale vieții lui Dumnezeu, ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Primite, acceptate, te fac înțelept. Trăiești pe o traiectorie, funcționezi pe o traiectorie foarte înțeleaptă. Nu că ai fi știut tu de la început, ci tu ai crezut prin credință, l-ai acceptat și în felul acesta devii înțelept. Iosua 1 cu 8, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Observați? Asta a fost spus de la început lui Iosua. Urma să fie conducătorul unui popor într-o perioadă dificilă, importantă. Ce îi spunea? Îi spunea, ai grijă, cartea asta, legii tale, să, a legii lui Dumnezeu să fie în fața ochilor tăi, gândește-te continuu la ea. Atunci vei lucra cu înțelepciune. Această carte asimilată vor deveni principiile gândurilor și a vieții tale și în felul acesta vei proceda cu înțelepciune. Psalmistul David spune în Psalmul 119 cu 97, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea, poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le-am cu mine, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale, am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Observați ce avantaje extraordinare îi dădeau poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Scriptura este de insuflată de Dumnezeu și de folos ca să dea înțelepciune. Te face un om înțelept, un om echilibrat, un om cu o viziune largă. Nu-i viziunea ta, e viziunea lui Dumnezeu care știe totul, e creatorul. Îți împrumută ideile lui despre viață. Nu, n-ai cum să greșești, mergi pe sigur, mergi la sigur. Cel care ne socotește Scriptura este neînțelept, cu alte cuvinte. Ieremia 8 cu 9, înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși căci au nesocotit cuvântul Domnului și ce înțelepciune au ei. Observați? Întrebare retorică. Nesocotind cuvântul Domnului, ce înțelepciune au? Nicio înțelepciune, răspunsul este. Deci nu ești înțelept. E vai de mama ta că nu înțelegi cât de puternic și valoros e cuvântul lui Dumnezeu. Nu există nicio înțelepciune în tine în cazul în care dai la o parte cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii care vor da la o parte cuvântul lui Dumnezeu vor face mari greșeli. Își vor ruina viața în diversele ei domenii. Oriunde ne socotești cuvântul lui Dumnezeu, dai dovadă de lipsă de înțelepciune. Desigur, adevărata înțelepciune are manifestări multiple. Îmi place atât de mult pasajul din Efeseni. Apostolul Pavel vorbește de acest aspect, Efeseni 3:8, da mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta ca să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu dorește ca prin biserică, prin oamenii credincioși, să-și descopere, pentru ca tot universul să vadă, înțelepciunea nespus de felurită a lui. Înțelegem că înțelepciunea lui este nespus, nu se poate spune, nu ne imaginăm cât de diversă este, de felurită. Felurită adică înțelepciunea se manifestă în foarte multe domenii, în foarte multe feluri. Nici nu ne imaginăm în câte domenii înțelepciunea lui Dumnezeu se poate manifesta prin noi și poate uimi nu doar oamenii, nu doar neamurile vor zice ce popor înțelept, cu totul special. Chiar domniile din locurile de sus. De aceea, prieteni, haideți să începem puțin, să investigăm ce înseamnă înțelepciune nespus de felurită, ce înseamnă să fii înțelept în multe domenii, multe aspecte. În primul rând, aș vrea să citesc
un verset, să-l recitez, l-am citit, dar nu l-am citit integral, am lăsat o bucățică pentru noi. A doua Timotei 3:15, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Înțelepciunea care duce la mântuire. Cum te-ai putea numi tu un om înțelept dacă cel mai important lucru pentru care ți-a fost destinat puținul timp care l-ai aici este consumat fără realizarea acestui scop, acestui deziderat? Suntem aici să ne salvăm sufletele. Ce înțelepciune ai în căpșorul acela în momentul în care îți pierzi sufletul? Ai nu știu câte realizări, ai diplome, ai doctorate, nu? Ai luat doctorat, ai făcut lucruri celebre, dar îți pierzi sufletul. Ai trăit degeaba pe pământul acesta. Așa cum spune în Proverbe 30:2, negreșii sunt mai prost decât oricine. Și n-am pricepere de om, n-am învățat înțelepciune și nu cunoștința sfinților. N-am învățat să fiu înțelept, n-am învățat știința sfinților care duce la mântuire, știința mântuirii. Nu mi-am salvat sufletul, m-am ocupat cu nu știu câte chestii. Oamenii m-au lăudat că sunt brilliant, că sunt genial. Dar n-am învățat să-mi salvez sufletul, n-am învățat cum să câștig viața veșnică. N-am înțeles care mi-a fost rostul pe pământul acesta și eu întreb cât de înțelept ai fost. N-ai fost deloc înțelept, pentru că adevărata înțelepciune duce la mântuire. Când înțelepciunea îți pătrunde în minte, în interiorul tău, începi să-ți dai seama că ai un suflet de salvat sau de pierdut. Începi să înțelegi că cel mai important lucru este să salvezi sufletul, nu? Și să înveți cum să poți să fii salvat, să înveți, pentru că e vorba de o știință a mântuirii. Poți să treci cu bine și să ai diplome și titluri care să fie foarte răsunătoare în lumea aceasta. Dacă n-ai învățat știința mântuirii, dacă îți vei pierde sufletul, ești cel mai nenorocit și deplorabil dintre oameni. Știința mântuirii, înțelepciunea te ajută să știi cum să fii salvat și cum să ajungi și pe alții să fie salvați. Te ajută să te salvezi și te ajută să dă o misiune ca să-i ajuți pe alții cât de important e să salveze sufletul. Altfel suntem cei mai ticăloși și deplorabili oameni care presupun că sunt inteligenți, dar nu știi să-ți salvezi sufletul. Aș vrea să citesc un pasaj extraordinar care vorbește tot de înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Efeseni 1:17-19 și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Deci avem nevoie de descoperire, avem nevoie de înțelepciune, ce să facem? Primul lucru este să-L cunoaștem pe El, în realitate e complementar, e legat. N-ai cum să fii mântuit, pentru că viața veșnică este aceasta să te cunoască. Dar ca să-L cunoști pe Dumnezeu, ai nevoie de un duh de revelație și un duc de înțelepciune. Ai nevoie de înțelepciune, pentru că ai de-a face cu sursa înțelepciunii. Ai de-a face cu cineva care este atât de măreț. Ai nevoie ca să-L cunoști și să-L cunoști pe Dumnezeu. Este un subiect extraordinar de vast. Este un subiect de explorat extraordinar să-L cunoști pe Dumnezeu. Caracterul și mintea lui Dumnezeu și obiceiurile lui Dumnezeu și principiile lui divine. Și de aceea spunea că se roagă ca să primim un duc de înțelepciune în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Nădejdea chemării Lui. Speranța chemării Lui. Adică Dumnezeu speră să facă ceva cu noi când ne cheamă, da? Și noi când suntem chemați de Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeu ne cheamă, dar nu prea pricepem pentru ce ne cheamă. Avem nevoie de înțelepciune ca să înțelegem ce. La ce ideal ne cheamă Dumnezeu? Ce vrea să facă din tine și cu mine? Nu? Dacă începem, că e un ideal la care n-a bătut niciodată mintea omenească. Oamenii au țintit jos când Dumnezeu îți prezintă idealul Lui a fi asemenea la caracter cu Dumnezeu. A avea același caracter ca Dumnezeu, nu? E un ideal
mai înalt decât vreodată vreo minte omenească au ajuns. Ce fel de oameni poate să facă Dumnezeu din noi, la fel cum spunea Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, nu? Ce fel de oameni? Am putea încerca prin cuvinte, dar e nevoie de duc de înțelepciune și descoperire ca să înțelegem la ce măreție de caracter. Ce poate face Dumnezeu prin noi? E nevoie de înțelepciune. Când înțelegi așa ceva, da? Este extraordinar. Ești deja motivat, ți sunt înfățișate niște perspective extraordinare și care e bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Ce slavă! Ce slavă poate Dumnezeu pune unde? În cei credincioși. Și care este față de noi un alt aspect, un alt domeniu, înțelepciune nespus de felurite, și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui. Asta e un alt domeniu să înțelegem câtă putere vrea să folosească Dumnezeu în scopul acesta pentru transformarea noastră și să vadă slava lui Dumnezeu în viața noastră. Are nevoie de înțelepciune, un alt domeniu, da? În care să cunoști câtă putere poate Dumnezeu folosi pentru atingerea acestor idealuri. Aici este o dovadă de înțelepciune să-L cunoști tot mai mult pe Dumnezeu, să cunoști idealul la care te cheamă, să înțelegi caracterul, să fii schimbat din slavă în slavă, din caracter în caracter, să înțelegi câtă putere are Dumnezeu. Ăștia sunt materii și domenii vaste în care vei fi tot mai înțelept dacă intri în ele. Adevărata înțelepciune conduce la ceva. 2 Timotei 3:16, toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Înțelepciune în neprihănire. Neprihănirea e o viață fără păcat. Neprihănirea înseamnă caracter. Pentru ca omul lui Dumnezeu, spune în continuare, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Adevărata înțelepciune îi duce pe oameni să-și formeze caractere. Inteligența lumii acestea merge să fii și un om de nimic. Poți să fii inteligent, sclipitor și fără scrupule, rău, invidios, nenorocit, lisit de bunătate, nu? Plin de aroganță, nu? Nepăsător față de ceilalți. Sunt o grămadă de oameni super inteligenți, cam așa. Sunt mulți oameni care vor să domine lumea aceasta și nimeni nu spune că nu sunt inteligenți, dar sunt foarte răi, n-au caracter, sunt lipsiți de scrupule. Adevărata înțelepciune duce la caracter. Duce la formarea caracterului, pentru că este înțelepciune în neprihănire. Înțelepciunea care te ajută să trăiești în neprihănire. Neprihănirea e viața lui Dumnezeu, este caracterul lui Dumnezeu. E trăirea de acord cu legile lui Dumnezeu. Psalmul 101:2, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine, voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Te învață să umbli fără prihană în mijlocul casei, să te porți acasă la tine frumos. Mă voi purta, ține de purtare, ține de atitudine, ține de caracter. Cu înțelepciune pe o cale neprihănită, acasă la tine. Înțelepciunea te ajută să fii un om deosebit, să te porți deosebit. Înseamnă caracter. Când ești lipsit de caracter, ești lipsit de înțelepciune. Fii inteligent, dar nu ești înțelept. Pentru că înțelepciunea este în neprihănire. Duce la formarea unor obiceiuri de purtare aleasă, de noblețe. Hai să citim. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Deci cei înțelepți sunt cei care învață pe alții să umble în neprihănire, iar a umbla în neprihănire înseamnă caracter, înseamnă purtare, înseamnă atitudine nobilă. Hai să citim câteva exemplificări. Nici pe departe nu le vom epuiza, astea sunt doar capete de linii, nu, pe care veți merge dumneavoastră în studiul dumneavoastră dacă vreți să fiți înțelepți și înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu să manifeste. Proverbe 16:26, cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește, când deschide gura și mereu se văd învățături noi
pe buzele lui. Vorbirea este un domeniu în care poate să fie pătruns de înțelepciune sau de ignoranță sau nebunie. Nu? Cine are o înțelepciune, când deschide gura, iese înțelepciune, învățături noi, învățături bune. Proverbe 12:18, cine vorbește în chip ușurat, ușor înseamnă necalculat, nechipzuit, fără înțelepciune, rănește ca străpungerea unei săbi, dar limba înțelepților aduce vindecare. Observați, înțelepciunea are de face cu relațiile, cu viața de fiecare zi, cu casa noastră, cu oamenii pe care îi întâlnim. Înțelepciunea te ajută ca în momentul când deschizi gura să vindeci prin cuvinte. Iov 13:5, odea-ți fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. E înțelepciunea vorbirii și înțelepciunea tăcerii. Înțeleptul știe și când să tacă, știe când nu-i de vorbit, știe când e plecat, știe când trebuie să nu mai adauge niciun cuvânt. Celălalt îi dă înainte, cuvinte poate grele, rele, cuvinte care taie, cuvinte care rănesc, el știe cât și când. Și asta doar Dumnezeu te ajută, te corelezi cu Dumnezeu și te învață cum să te porți. Înțelepciunea înseamnă caracter, înseamnă fiecare domeniu de relaționare cu oamenii. Proverbe 13:10, prin mândrie se atâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel care ascultă sfaturile. E o dovadă de înțelepciune că știi să asculți, că știi să iei în seamă anumite avertismente. Proverbe 19:11, înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Răbdarea este o trăsătură de caracter valoroasă. Înțelepciunea îl face pe om răbdător. Ea lucrează răbdarea. Tocmai de aceea înțelepciunea e corelată cu caracter, cu umblarea în neprihănire, cu obiceiuri. Proverbe 29:11, nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Observați, înțelepciunea te învață stăpânirea de sine, o altă trăsătură de caracter. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Observați, relaționarea cu oamenii îi câștigă pe oameni de partea binelui, de partea adevărului. Cel înțelept câștigă suflete, nu le pierde, nu le dărâmă, le câștigă. Nu, asta înseamnă înțelepciunea este caracter. Înțelepciunea în neprihănire. Aș vrea să închei cu ceea ce spunea și Iacov 3:13, o epistolă foarte practică. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Cine? Hai să vedem. Să-și arate prin purtarea lui bună, deci observați, dacă ești înțelept, purtarea dovedește lucrul acesta, purtarea ține de caracter și obiceiuri, atitudine, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Blândețea înțelepciunii, ce frumoasă sintagmă. Deci te face cum? Răbdător, te face și blând, măcar că te stăpânești. Te stăpânești, înțelepciunea pune frâne. Nu? Vorbirii și atitudine nepotrivite. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară, invidia, amărăciune, nu? Și un duc de ceartă, ești mereu, nu? Îți place atmosfera asta și creezi tot felul de tensiuni. Să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească, e demonică. Căci acolo unde e pisma și duc de ceartă, e tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică. Suntem noi oameni pașnici. Suntem pașnici. Aducem pace. Asta înseamnă pace. Sau creăm tot felul de tensiuni. Blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Aceasta e înțelepciune. Înțelepciunea înseamnă caracter. Dacă ești un om înțelept, primul lucru se va vedea în purtare, în vorbire, în felul în care te relaționezi cu oamenii. Aș vrea să citesc un verset, două versete. 1 Corinteni 1:22, iudeii într-adevăr cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei e o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați fie iudei, fie greci, e puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Hristos cel răstignit, crucea,
de la Golgota. Este sursă inepuizabilă de înțelepciune. N-am terminat-o și nu vom termina. E felul în care Dumnezeu ne învață cum acționează El. Crucea de la Golgota, vă dați seama ce a fost în mintea lui Dumnezeu ca să rezolve conflictul ăsta mare. Problemele complexe apărute în universul lui Dumnezeu. Multe, răzvrătirea lui Satana, minciunea lui Satana, problema păcatului omului, nu? Și multe alte lucruri, complicații care au fost prin cruce. Crucea a fost, numai o minte înțeleaptă putea să soluționeze multitudinea probleme prin cruce. Prin cruce ne-am dat seama cum e Dumnezeu, ce caracter are. Orice învinuire despre El este gratuită, în plus e nefondată, pentru că vezi că și-a dat pe singurul Său Fiu ca să ne salveze. Caracterul lui Dumnezeu e atât de bun, e atât de iubitor. În același timp, Dumnezeu n-a putut scuza păcatul. N-a putut să închidă ochii și să spună că păcatul nu costă nimic. Nu. Păcatul costă. În același timp am păcat caracterul lui iubitor cu dreptatea lui veșnică. Dumnezeu e corect și e drept și mulțumim lui Dumnezeu că avem de-a face cu un Dumnezeu drept. La cruce, dreptatea și cu dragostea s-au îmbrățișat, s-au sărutat. În același timp Dumnezeu a rezolvat problemele noastre, nu? A plătit pentru noi. În același timp, prin cruce, firea pământească este dezbrăcată de puterea ei. Prin moartea eului pe cruce, Hristos poate trăi în noi. Prin cruce, Dumnezeu a nimicit vrăjmășia față de El. Credeam că Dumnezeu e împotriva noastră și ne-am dat seama că ne iubește. Prin cruce, Dumnezeu ne atrage la El cu atracție extraordinar de puternică, atracția iubirii sale la cruce. Da? Dom'le, de aceea, crucea este o sursă inepuizabilă de învățătură și de înțelepciune. De aceea se spune, e și înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Adevărata înțelepciune ne va face umili. Adevărata înțelepciune duce la răstignirea euului, la lepădare de sine. În Ezechiel 28:6 vorbește de îngerul căzut, Lucifer devenit Satan. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălucitoare și îți vor pângări frumusețea. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Înțelepciunea poate să fie stricată cu mândrie. În momentul când începi să te mândrești, iar mândria știi că duce la pierzare, e începutul căderii, nu? E începutul ruinii. Îngânfarea, nu mai ești înțelept, pentru că un om înțelept nu se ruinează, nici nu ruinează pe alții, nu se ruinează pe sine, cum să te distrugi, nu? Tocmai de aceea, în momentul când accepți mândria și înfumurarea, pierzi înțelepciunea, ți se strică, ți se degenerează înțelepciunea, nu mai ești înțelept. Poți să fii inteligent și dibaci, să faci rău, dar nu mai ești înțelept pentru că nu știi unde conduc. Lucrurile ăștia conduc să te autodistrugi, să distrugi și pe ceilalți. N-ai putea face așa ceva dacă ai fi înțelept. Tocmai de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea e cu cei smeriți. Ca să fii înțelept, când ești înțelept, ești și smerit. E smerit pentru că înțelepciunea te învață să te porți în felul acesta. Știe, dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Proverbe 26:12. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-le de la rău. Proverbe 3:5. Nu te poți socoti singur înțelept, nu te poți încrede în tine însuți, că asta e nebunie. Înțelepciunea adevărată vede lucrurile corect. Știe că nu e slăbiciune și tărie de la Dumnezeu, ne face să depindă de Dumnezeu și rămânem smeriți. Încep să te înfumurezi, încep să fii nebun. Ți-ai pierdut înțelepciunea când cine s-ar baza pe o inimă nespus de rea și deznădăjduit, de înfricoșătoare, nu? Cine s-ar baza pe neputință? Pentru că nu suntem decât neputință și slăbiciune. Înțelepciunea, nu, numai un nebun să ține de un nimic. Numai un nebun se sprijină în gol și zice că are susținere. N-ai cum să fii, oricine începe să mândrească, să se sumățească, a nebunit și a pierdut sursa de înțelepciune, s-a dezlipit de realitate. Dom'le, de aceea înțelepciunea îi face pe oameni smeriți. Îi face să depindă de Dumnezeu. Înțelepciunea de asemenea ne ajută să recunoaștem
Adevărata bătălie între bine și rău, să vedem lucrurile cum sunt. Și mai ales acum, în timpul de față, adevărata înțelepciune vede elementele care sunt angrenate în ultima bătălie între bine și rău, înțelege sensul profețiilor. Mă gândesc cât e de înțeleaptă biserica lui Dumnezeu și creștinismul care dă mâna cu fiara, care face exact împotriva cuvântului înțelepciunii lui Dumnezeu. Nu e nicio înțelepciune în ei. Biblia, citind capitolul 13, vorbește de ridicarea unei alte fiare care aduce din nou, renaște fiara cea veche, care dă mâna, dă puterea fiarei care a primit o rană de moarte și se va vindeca. Nu? Lucrurile acestea aduc scenariul final pe pământul acesta. Nu se mai poate cumpăra sau vinde. Cei care nu se închină fiarei vor fi omorâți. Va face să fie omorâți, va face ca toți să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și apoi știți cum încheie. Aici înțelepciunea! Nu așa spune încheierea capitolului. Cine este înțelept să înțeleagă numărul fiarei, că e un număr de om? Și cu cât ne depărtăm de înțelegerea profețiilor, arătăm că nu e nicio înțelepciune în noi. Adevărata înțelepciune ne face să privim evenimentele actuale cu tot ce se întâmplă. Nu în vremurile noastre, cu toate elementele, nu din perspectiva lumii, ci din perspectiva profetică, ne dăm seama că există subteran niște forțe care conduc către așa ceva, către ridicarea fiarei, către ridicarea semnului fiarei, a imaginii, a chipului fiarei, a numărului fiarei, și aici înțelepciunea, să înțelegi și profețiile. Tot la fel, același lucru spune în 17:3, și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară, femeia biserica, șezând pe o fiară de culoare stacojie, aceasta e culoarea specială a cardinalilor, nu? Plină cu nume de hulă, care avea 7 capete și 10 coarne, femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur și pietre scumpe și mărgăritare, forța financiară de care dispune, bogăția. Ținea în mână un potir din aur plin de spurcăciuni și de necurățirile curviei ei. Pe frunte purta un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Îți voi spune taina acestei femei. Și a fiarei pe care o poartă și care are cele 7 capete și 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc, rana de moarte va fi vindecată, a fost, nu mai este, se ridică din nou și are să ducă la pierzare și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemerea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți. Cetatea care stă pe 7 coline, Roma, nu? Care este și stat și biserică, e și fiară și femeie, nu? În același timp. Sunt și 7 împărați, 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Aici din nou se spune aici mintea plină de înțelepciune, ca și în capitolul 13, să recunoști profețiile, să recunoști ce se întâmplă în lumea noastră, că e multă confuzie, multă spălare de creier, nu? Dar cei care sunt înțelepți vor recunoaște, vor înțelege și ce e cu fiara și ce evenimente îi așteaptă și dincolo de nu, încercarea diplomată a diavolului de a arunca lumea în confuzie și faptul că Babilonul a umplut de minciuni și de confuzie, locuitorii pământului toți s-au îmbătat din vinul mâniei curviei, totuși cei care sunt credincioși vor înțelege aici înțelepciunea. Avem nevoie de înțelepciune, înțelegerea profețiilor. Oamenii care înțeleg profețiile nu înțeleg ca lumea aceasta evenimentele. Ei înțeleg curentul subteran și unde duce lucrul acesta, da? Și mă îngrijorează faptul, mă întristează faptul că atât de mulți creștini și adventiști nu văd în evenimentele actuale mai mult decât vede lumea. Ba din contră, încearcă să satirizeze, să bajocorească sau să admonesteze pe cei care încearcă să lege profețiile cu evenimentele actuale. E rușinos, e trist. E doar o dovadă că nu avem înțelepciunea scripturilor. Înțelepciunea care ne deschidea ochii și care te făcea un popor special și care te ajuta în direcția aceasta. Înțelepciunea autentică ne va ajuta nu doar să știm, să vedem evenimentele, ci să fim pregătiți
Vă aduceți aminte că sunt 5 fecioare nechipzuite și 5 sunt înțelepte care și-au luat nu doar Bibliile, candelele, și-au luat ulei de rezervă. Asta înseamnă experiență, înseamnă Duhul lui Dumnezeu care să facă din Cuvântul lui Dumnezeu o putere dătătoare de viață. Vine timpul presiunii, intervine așteptarea, intervine criza, se dă pe față caracterul, nu? Înțelepciunea în neprihănire, Duhul de înțelepciune a lui Dumnezeu. Nu poți să primești înțelepciune fără să primești Duhul lui Dumnezeu, care e un de lemnul în candele. 1 Petru 4 cu 7, sfârșitul tuturor lucrurilor e aproape, fiți înțelepți, deci, și vegheați în vederea rugăciunii. Asta te înseamnă că trebuie să fii în expectativă, să știi la ce te aștepți și să fii pregătit, să ai o viață de consacrare. Înțelepciunea adevărată te face consacrat, te face lipit de Domnul, te face atent la toate avertismentele Lui. Deci vreau să vorbesc de o latură, spre final, o latură foarte drăguță, a înțelepciunii nespus de felurite a lui Dumnezeu. Isaia 28:24, cel ce ară pentru semănătură, are oare necontenit, are de primăvara până toamna, non-stop, nu. Necontenit își brăzdează și grăpează el pământul, după aceea face brazde, după aceea grapa, nu, îl mărunțește. Oare după ce a netezit fața pământului nu aruncă el măzăriche și seamănă chime, nu pune el grâu în rânduri, orzul într-un loc deosebit? Și alacul pe margini, Dumnezeului l-a învățat să facă așa. El i-a dat aceste învățături, măzărica nu se treieră cu leasa și roata carului nu trece peste chimen, ci măzărica se bate cu bățul și chimenul cu nuiaua. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit, împingi peste el roata carului și cai, dar nu-l sfarmi. Și lucrul acesta vine de la Domnul știrilor. Minunat e planul lui și mare înțelepciunea lui. Înțelepciunea grădinăritului. Înțelepciunea cultivării pământului, a faptului ca din pământul acesta să ți se dea atâtea roade binecuvântate pentru a te putea bucura de a susține viața. Aceasta este o înțelepciune venită de la Dumnezeu, să știți. E o școală a înțelepciunii. Locuirea în mijlocul naturii, fiind aproape de minunile lui Dumnezeu, este școala înțelepciunii, să știți. Sunt binecuvântați cei care au de-a face cu înțelepciunea care zice Dumnezeu l-a învățat așa să facă. Asta e știință de la Dumnezeu și ar trebui una dintre domeniile, unul dintre domeniile înțelepciunii nespus de feluite a lui Dumnezeu, să te învețe să înveți legile pământului, să înveți legile cultivării, să înveți legile plantelor, să ne înțelegi viața, să pui o sămânță minusculă într-un pământ, să moară acolo sămânța aceea și după aceea să iasă într-un chip nou cu alt trup. Nu? Și să crească uimitor de mare, să facă atâtea roade frumoase și din același pământ să iasă nu știu câte tipuri de roade, o recoltă extraordinară. Sunt minunile lui Dumnezeu și Dumnezeu te învață. Capeți înțelepciune, un alt domeniu al înțelepciunii, înțelepciunea locuirii într-un loc mai liniștit, în mijlocul naturii și a lucrării pământului. Iar pentru timpul de față, în evenimentele, în mijlocul evenimentelor pe care le trăim, e chiar o înțelepciune de la Dumnezeu. N-am fi știut să facem lucrul acesta dacă nu ți-ar fi dat Dumnezeu înțelepciune ca să faci lucrul acesta. Desigur, înțelepciunea lui Dumnezeu față de înțelepciunea lumii e la o distanță extraordinar de mare. Dumnezeu o numește nebunie. Nebunie. Ar trebui să renunțăm la nebunie pentru ca după aceea să putem să o luăm de la zero și să învățăm înțelepciunea lui Dumnezeu. N-ar fi răstignit pe Domnul Slavei dacă ar fi fost înțelept, spune Apostolul Pavel. Nu l-ar fi omorât pe Salvatorul Lumii oamenii dacă ar fi, l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu dacă ar fi fost înțelept. Nu din înțelepciune am făcut lucrul acesta, să știți. Și vorbește de ceea ce se întâmplă în timpul de față, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în el. Dacă te uita în organismul ăsta ce se întâmplă, ce miracole sunt, l-ai descoperit pe Dumnezeu. Căci le-a fost arătat de Dumnezeu, într-adevăr, în sușirile nevăzute a Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se vă lămuri de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit, s-au dedat la gânduri deșarte, inima fără lor, fără pricepere, s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu om muritor, cu păsări, cu dobitoace, cu patru picioare și e târâtoare idolatria, păgânismul
Și nu doar atâta. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își neștiințesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu a lăsat în voi unor patim scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care e împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Îl puteam cunoaște pe Dumnezeu și puteam dobândi înțelepciune privind natura, privind organismul, m-am privind lucrurile create de El, ne-am dat seama cât de înțelept este Dumnezeu și L-am recunoaște și L-am slăvit ca Dumnezeu. În momentul când n-am mai recunoscut pe Dumnezeu, ne-am stricat la minte, ne-am fălit că suntem deștepți și am înnebunit. Apoi am început să ne închinăm la chestii păgâne, la imaginația noastră, nu, pervertită, și am ajuns ca să facem lucruri oribile. Nu? Și să le considerăm. Noi trăim timpul ăsta, idolatrie grosolană și în același timp înjosirea omului, imoralitatea care ajunge să fie legiferată. Să fie legiferată și să fie chiar pedepsit dacă ai cumva curajul să o numești în felul acesta. Dar aceasta nu e decât o dovadă că lumea și-a pierdut înțelepciune. Când nu-L mai recunoști pe Dumnezeu, ajungi să te închini în locul lui Dumnezeu la ce? La târătoare sau la imaginații sau la alte lucruri, nu? Știți, zeița rațiunii s-au închinat la o prostituată pe străzile Franței, când au zis că fac reforme. Puțin istoria spune lucrul acesta, se consideră că a fost chiar o revoluție a înțelepciunii. În loc să au târât Biblia pe străzile Parisului, au legat-o de coadă de măgar, au dat foc, nu? Și s-au închinat la zeița rațiunii, zeița rațiunii fiind o prostituată, bineînțeles. La aia s-au închinat, nu s-au închinat la Dumnezeu. Vă dați seama ce revoluție au făcut. Au căzut jos și la urmă și-au pervertit obiceiurile și au ajuns să depraveze, să se strice de tot, exact cum spune aici. Nu? În loc să dobândim înțelepciunea nespus de felurită, care începe cu recunoașterea lui Dumnezeu, în primul rând, recunoașterea cuvântului său, a legilor sale bune. Dacă vreunuia din voi lipsește înțelepciunea, pentru că probabil ne descoperim așa, Doamne, sunt lipsit de înțelepciune. Dumnezeu ne spune s-o ceară. S-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință să nu se îndoiască. Mergi la sursă, mergi la Dumnezeu. Aș vrea să închei cu Psalmul 51:6. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii mele, fă dar să pătrundă înțelepciunea lăuntrul meu. Adevărul și cu înțelepciunea, inimă sau lăuntru, e tot una, nu? Dacă vrei să-ți pătrundă înțelepciunea în tine, trebuie să pătrundă adevărul în tine, trebuie să pătrundă Scriptura în tine, trebuie să pătrundă cuvântul lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu și atunci te vei purta cu înțelepciune. De aceea, prieteni, să mergem la sursă, să nu mai rătăcim în lumea aceasta pentru că ajungem să ne pierdem mințile, să mergem la sursa înțelepciunii și noi se va manifesta tot mai mult înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul pentru aceasta. Amin.